Vrei să fie mult mai mulți copii. Dar eu, numai îți spun ceva, dumitale, dacă îți amintești, când era vara, vacanță sau ceva, în vacanță numai să E zicem, vacanță. toate terenurile la toate școlile erau pline de meciuri de fotbal, Era, tot timpul se era. juca. Dar du-te acum. Și la Metalul, și la Oțelul, și Da, la școala sportivă. și la toate școlile din oraș în curte se juca, la școală se juca fotbal. Sau după masa, nu mai zic. Uite, mergem mâine noi prin oraș, e vacanță. Și să vezi dacă vei găsi undeva. Niciunul. Niciunul. Deci nu așa că nici unul. Deci ăsta e, nu știu, poate cel mai grav lucru. Nu se pune accent pe sport sub forma asta. Afară, mai așa, citind, intrând, că acum internetul e și bun pe undeva, nu numai rău, că na, l-atrage pe copil, dar e și bun, că ai afli tot felul de informații. E afară, să zicem, într-o țară mai dezvoltată ca noi, dar normală, sportul nu așa e privit, că mă, se duce la sport. Nu. Părintele, în momentul în care, da, copilul e dat exact așa. Mă, tu ce te pricepi? Păi tu știi matematică. Tu ce te pricepi? Păi mie îmi plac să meșteresc ceva, să... Și faci școala pentru ceea ce știi tu. Deci educația ta merge pe talentul tău. Bun. Și îl duce la sport. Mă, la ce e bun asta? Îl duce la... Domnule, nu-i bun la asta, da? Dar uite, parcă are talent de din ăla. Și profesorii sunt interesați și copiii fac sportul care trebuie. Noi îl ducem unde? Păi ducem la dansuri. Deci că e la modă la dansuri. Bun. Sau ducem la basket. Bun, e foarte bine. Dar poate nu-i bun la... Dar e bun că mai crește. Foarte bine că face sport. Nu asta e problema. Problema că părintele nu are dorința să-l ducă ce-i talentul lui. Ca să scoată, să vadă. Dă-i o minge de fotbal și să vezi. Poate? Poate nu poate mingea de fotbal. E problema așa că și părinții s-au săturat cu problema asta ca să trimiți copilul la fotbal și să cumpere la ei echipament. Nu, nu dorește, Nu, dar nu nu, dorește și... că astăzi nu e așa că scot banii de unde vreau eu, știi? Da. Și copilul aia simte că atunci când lucram eu cu juniorii, altfel a fost. Am mers la director, domnule, trebuie asta, trebuie aia. Du-te la Manhattan, mâine se rezolvă. Bani este. No, dar Da. acum nu este. Da. No. Și de-aia nu merge acum jocul. Și antrenorii și profesorii și care este acum, de-aia n-are chef de fotbal. Eu am văzut, n-are chef de fotbal că nu-s plătite. Nu-s Da. plătite. Și atunci, uite, mai era încă ceva, că ce mă amintesc eu. Noi mai aveam noroc și cu IPM Sportul, acum să zicem cinstit. Așa, că mai făcea rost, de, că așa Da. era în lume. Atunci, toată lumea se orienta, făcea rost, adică, na, că așa era anii. Și aveai ghete, așa cum erau ghete de IPM Sport, nu tot felul de mărci ce poartă acum, nu pot juca pentru că nu am marcă, nu știu ce, în picioare. Și aia de IPM Sport, să știți că erau foarte buni și cu aia s-au făcut performanță. Dar aveai și cu câțiva lei, mergeai la ume, îți făceai rost de ghete. Ori în ziua de astăzi, și ăla e scump. Da, sigur că da. Când ai milioane și milioane pentru... greu. Uite cât costă o minge de fotbal. Cât de cât. Și... da, greu. Și chestia asta cu baza materială, Eu în într-adevăr, e grea. 82, în 84, au trebuit la echipă mare niște ghete bune. Am avut un frate care a lucrat la Oradea, acum în Ungaria, eu știu aia, Da, 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 știu. da. Și el a lucrat la fabrica aia unde a făcut ghetele. Și am venit la director zis, eu mă duc, aduc ghete de la Oradea. Dar nu a fost scump ca acum, ieftin nu a fost. Am dus 34 de pereche de ghete, de aia cu călcâie, cu pele în spate, băgat așa, crampon bun. Ieftin a fost. Când am adus aici, când a văzut directorul, luna viitoare are merge. Nu. Dar a fost bani. Da. A fost bani, domnule. Acum nu este. Nu este. Da. Asta e. Da, așa în timp, dacă stai să te gândești așa după, bun, ai 75 de ani și gândindu-te la fotbal și în spate și ce ai făcut, care au fost, nu știu, să zicem, două momente, da, când te-ai simțit cel mai bine? Care a fost cea mai, lucru care ți-a plăcut cel mai mult, dumitale? Când te-ai Atunci simțit? când am început să cresc copiii pentru divizia A și în momentul aia când am mers cu ei să duc acolo, atunci am simțit o viață mai bună, știi? Da. Că Deci, am știut practic, că noi am făcut și eu te-ai ceva. simțit împlinit Da. atunci?
Da? Am făcut da. Și eu o treabă bună. Da. Că rămâne ceva după mine. Da. Așa e? Bun. Și dacă ai vreun regret apropo de m-aș fi vrut să fac ceva și n-am reușit. Nu că noi n-ai ceva mai bine. Ai ceva ce-ți pare rău că n-ai făcut? Exemplu, îmi pare rău altceva acum. Să da. Spun eu ce am pățit eu cu Otelul. Da. În 89 am luat seria cu copiii. Și a fost promis de la directorul că dacă iau seria, să aleg o țară unde vreau să mă duc cu ei la fotbal, să joc cu 2-3 meci amical. Și eu am ales să mă duc la Ungaria. La asta, cum o zice, la Debrecen. La Debrecen, da. No. Și era pregătit toată echipa, no, gata, echipamentul pus, tot. Și era vorba că face tabelul, așa face tabelul, că nu plătești numai jumătate preț. Și mergem, 18 plus antrenorul și doi conducători. Da. Și când am ajuns acolo să mergem, m-a oprit treaba. Atunci n-am fost fericit. 3 săptămâni eram nebun. Uite, domnule, muncesc, fac treaba și acum cineva bagă pe. A băgat fitele și s-a oprit. Eu știu ce a fost, dar are niciun rost. Nu. Că se iartă Dumnezeu omul. Exact. Nu-i bine, nu-i bine să vorbește. Corect. Da. Deci ăla e regret mare. Era frâna. Da, da. Da. Vedeți ce înseamnă? Totul se învârte în jurul fotbalului la lui Bacic, pentru că deci n-a zis secundele anterioare, nu a zis dânsul că nu pentru mine, nu, dar tot tabelul 18 plus, deci tot tipul, deci era vorba de copii aia, da. Da, care erau și care au reușit, au câștigat pe țară și n-a fost să fie. Ca să întăresc echipa, da. Încă au fost doi de la Avontu ca să dau cu o trupă bună acolo, să nu iau rușine pe cap, da. No, și uite, am pățit că ultima moment am fost oprit. Se mai întâmplă. Lui Baci, acum, pentru că mai sunt vreo 5 minute așa din emisiune, hai să vorbim puțin de ce șansă are România să meargă mai departe. Apoi, eu mai mult ca 80% nu dau. Știi de ce? Pentru că avem și adversar și lotul un pic slăbuț. Eu nu sunt mulțumit cu asta. Mie mi se pare că, nu știu, iarăși nu-l critic, da? Nu e problema mea, dar pot să-mi exprim o părere. E foarte exigent, dar exigent mai degrabă, după cum văd eu, în relațiile cu presa. Adică, mie și presa are rolul ei, e o putere, n-aia, a patra putere, așa se zice în lume, dar face numai cam ce vrea el. Cred că e puțin încăpățânat. Nu e încăpățânat, așa pare, nu? Și cu jucătorul a făcut figura. Aha. Cu care nu trebuia. Cu care nu trebuia. Da, dacă am înțeles bine. Bine, eu nu zic nimic, că jucătorul trebuie pedepsit. Da. Dar nu în felul ăla ce a făcut el. Adică cel mai bun jucător din mijloc, că a lipsit 20 de minute din conferență sau nu știu de unde a lipsit și trimit acasă. Nu. O trimis acasă, sunt complex. Sunt lucruri exagerate, nu. Da, da, la el. Bun, deci ăsta să zicem un după părerea dumitale, poate n-ar fi chiar Pițurcă omul acolo. Bun, dar la jucători? Jucătorii sunt câțiva acolo care merită să ții în lot. Dar sunt și din aia care joacă din șmecherie, știi? Uh-huh. Și eu cum am observat echipa acolo, este două tabără. Cum a fost la noi odată când era Pal Ondraș la Oțel. Jumătate echipă jucat pentru el, jumătate pentru alții. Aha. Adică vreau să scape de Pal. Da, da. Cam așa este și acolo. Și acum, uite, a fost campionatul european. Crezi că noi am fi făcut ceva la campionatul ăsta european? Făceam. Da? Făceam mai mult ca spaniol, asta de ca englezii. Ca englezii? Făceam mai mult. Aha. Aia nu a fost fotbal ce a făcut englezii? Nu, nu, într-adevăr nu mi-a plăcut nici mie, dar uite, nu știu, pare așa, dar totuși când mergi la un turneu final. Acum, noi nu cam rar ne întâlnim cu asta. Nu știu de ce. Ei tot spun faptul că sunt obosiți jucătorii. Există chestia aia acum? Se joacă mult mai mult ca înainte. E adevărat, dar cum să zic?
Asta ți-e meseria. Nu știu, eu chestia asta nu prea înțeleg. E obosit că probabil sunt și acolo câțiva jucători care afară de program mai umblă în coace, umblă aici, umblă acolo și are meciuri. Înainte de meci și după meci, tot antrenament, antrenament. Uh-huh. Obosit. Obosit toată echipa. Da, da. Bun. Și acum încă un lucru așa. Cam ce îți dorești dumneata? Acum așa, la 75 de ani. Ce să doresc? În afară de sănătate, că aia... Sănătate mare, în afară de bună, sănătate, clar. Aia și eu ți-o doresc și toată lumea crede. Să mai pot să muncesc. Să mai pot să muncesc. Să mai ajut familia. Da, da, corect. Și la fotbal, în Reghin, cam ce ți-ai dori? Eu ar dori să fie o echipă bună în orașul Reghin, dar să muncesc cu ei, cum am muncit noi atunci, în vremurile noastre. Și... tot lângă aia că eu nu mai aș dori să mai fac treabă, că nu că aș putea, aș putea încă. Da, da. Dar ajungi, o fost de ajuns. Sigur, 23 de ani, prea mult a fost. Da. Și mai mult ca 23 de ani, că după ce am terminat cu oțelul, cu mojii am lucrat și la fabrica de bere. Da, da. Foarte frumos. La Ibace. Un tur și retur. Și un tur și retur am, jucat la, am lucrat la Batoș. Deci un pic mai... ai mai întins-o puțin, ai mai lungit așa. Bun. Așadar, domnul Cherestes Ludovic, 75 de ani, 23 de ani, numai la oțelul, antrenor, copii, junior, o viață dedicată fotbalului, reghinean și din mâna, prin mâna căruia au trecut nenumărate generații de copii, care unii dintre ei au avut șansa să ajungă să facă sport de mare performanță, fotbal de mare performanță. Loi Baci, mulțumesc mult pentru faptul că ai acceptat invitația. Dumneavoastră, sper că v-a făcut plăcere. E un om modest și de minune. Cu toate că noi am povestit aici, dar să știți că modestia e principala calitate a dânsului. Încă o dată mulțumim dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit, iar până la o nouă întâlnire aici, la Sport Plus, numai bine!